Salut și bună dimineața! Astăzi găsim Bitcoin la 30.000 de dolari și prețul pare că s-a blocat în această zonă, dar am discutat într-un clip al ieri de ce prețul se dorește a sta aici pe o perioadă cât mai lungă. 30.122. Altcoin-urile în derivă, zic eu, momentan, și dominanța Bitcoin încet, încet crește. Bun, haideți să vă arăt niște chestii interesante, cred eu, mă uitam, de exemplu, 30 de mii este un preț de dolar 30 de mii cu un impact sever asupra profiturilor celor care minează Bitcoin. Și m-am uitat la foarte multe analize și climatul, să zic așa, este din ce în ce mai problematic pentru minarea Bitcoin și prețurile, să zic așa, momentan sunt suprimate și afectează profitabilitatea. Și datele cele mai recente, de exemplu, arată că s-a redus foarte mult marja de profit. Costul de producție al Bitcoin urcă, iar minerii au reținut în cea mai mare parte, să zic așa, o distribuție majoră, deoarece Bitcoin USD coboară de la maximele istorice și totul arată cam precar. Între timp, costurile, mă uitam, brute, sunt undeva la 22.000 de dolari pentru minerii din America de Sud. Mă uitam pe CryptoQuant și se ridică aproape la 30.000 de dolari pe alte teritorii, să zic așa. Și tot ei estimează că costul pentru minerii de Bitcoin din America de Sud au ajuns la 22.000, așa cum am spus, și pot urca. Această concluzie mă face să cred că vrând nevrând, prețul Bitcoin va fi împins în curând în sus, pentru că nu poate sta aici foarte mult timp. Tot eu am spus că există șansa să mai avem un downtrend undeva până în zona de 27.000 de dolari, cel mai probabil înainte de a începe un nou bull run. Vreau să vă arăt un site interesant. Foarte interesant. Îl am aici bar undeva. Bun, aici. Uitați-vă un pic aici când aveți timp liber. O să las link în descripție. usdevcollecting.org Și veți vedea că United States au cea mai mare datorie de pe planetă și dacă ar fi să împărțim datoria pe cap de locuitor fiecare cetățean din America ar avea de plătit 91.591 de dolari. Vă spune ceva lucrul ăsta sau lăs să interpretăm. Sunt chestii interesante și găsiți niște statistici foarte 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 ok. Vedeți că puteți să downloadați și aplicația de pe App Store costă 4.99. Și zi de zi puteți să găsiți chestii interesante. De exemplu, dacă... O să dăm click aici și dăm la World, Veți vedea, America are cea mai mare datorie. Și întrebarea mea, cum vor plăti această datorie? Probabil că foarte mult știți răspunsul, deja n-are rost să vi-l mai spun eu, lucruri care ei l-au mai făcut și până acum, dar asta e viața. O să intrăm înapoi pe site-ul lor și o să dacă ne uităm înapoi, aici este interesant, dacă dăm înapoi în 2020, deci în fiecare an datoria a urcat, dar că ar fi să mergem în 2026, conform statisticilor, toate vor urca pentru America. Ei sunt cei care, din punctul meu de vedere, cred că le place să creeze un pic problemuțe. Dacă ne uităm la uh, prețul locuințelor și la energie, lucrurile stau mult mai diferit, dar o să intru un pic pe metale prețioase astăzi. Și o să vedeți că prețurile sunt în urcare. Prețurile de producție, costurile de producție sunt în urcare mereu. Da? Și o să merg un pic înapoi și o să vă arăt la prețul caselor. Și începând din 2000. 7 până acum, găsiți aici New House Starts Rate, Existing House, vedeți toate cifrele aici găsiți și la Existing. Inflația a crescut extrem, extrem, extrem de mult și dacă ne uităm și la prețurile mașinilor, mă uitam, tot așa, găsiți aici electric, pe sub hybrid, safe. Dacă dăm la electric, Veți găsi uh, prețurile aici în josul paginii la fiecare model în parte. Și eu v-am spus de foarte multe ori că cea mai bună mașină electrică, eu am și serviciul de auto, știți mulți dintre voi, uh, care este la un preț uh, affordable, să zic așa, este Hyundai Hybrid, care folosește aceeași tehnologie ca și Tesla. Bun, aici găsesc foarte multe chestii interesante, e bine să vă uitați, eu mi-am downloadat aplicația, uh, acest site mi-a fost uh, indicat de către un membru expert cripto și l-am găsit interesant. l-a găsit și loan -ul, mortgage -ul și multe chestii. Bun, Bitcoin. 30.061, astăzi este vineri, 10 iunie. Azi îmi împlinesc și 44 de ani. Și am venit la birou de ziua mea, nu-i problema. Bun. Cred că prețul Bitcoin poate coborâ în acest weekend până undeva în zona de 28.500. Știți că 28.500 este uh, un suport extrem de mare pentru Bitcoin. Deci putem coborâ în această zonă fără probleme, undeva la 28.000-28.500, înainte de a avea un nou bounce back. Doar că Bitcoin probabil că, așa cum am spus zilele trecute, stă în această zonă și nu are puterea să aibă un bounce back încă. Probabil că este nevoie să fie ajutat de o știre pozitivă, de, uh, știu eu, o infuzie de capital imensă. Momentan este în perioada asta de uh, redistribuire, cer scuze, și șansele ca Bitcoin să mai coboare în weekend să retesteze 28.500. Din punctul meu de vedere sunt extrem de mari, doar că rămân bullish pe total, pe luna iunie și luna iulie, cred că Bitcoin are șanse, nu mari, extrem de mari, să retesteze înapoi 33.700 și apoi undeva zona de 37.000. Ieri am făcut un clip separat pentru membri, în care am spus 2 uh, indicatori care indică clar că suntem spre sfârșitul bear marketului. Este doar opinia mea și o mențin. Suntem aproape de sfârșitul bear marketului, numai că există șanse ca în acest weekend prețul Bitcoin să mai coboare. Cam atât pentru astăzi, zi frumoasă!